Așa că vă invit să deschidem Biblia la Isaia, capitolul 9. Versetul de care o să mă leg de el este versetul 6, dar o să citesc de la versetul 1, Isaia, capitolul 9, începând de la versetul 1. Totuși, întunericul nu va împărți veșnic pe pământ, în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii și el se bucură înaintea ta cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii, căci jugul care apăsa supra lui, toiagul care îi lovea spinarea, nu iaua celui ce-i asuprea, le-ai sfărămat ca în ziua lui Madian. Căci orice încălțăminte purtată în învălmășeala lupte și orice haine de război tăvălite în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc. Când se va întâmpla toate aceste lucruri? Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfeșnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunul de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în vecii vecilor. Iată ce va face râmna Domnului oștirilor. Amin. Vă mulțumesc, puteți să vă reașezați locurile. Suntem înaintea lui Dumnezeu în dimineața aceasta și îi mulțumim că ne-a ajutat să fim din nou împreună. Dumnezeu să fie binecuvântat. Cu siguranță că diseară o să fim mai mulți, sau vor fi mai mulți în adunare, având în vedere că ieri am avut slujbă și biserica a fost plină, înțeleg o parte dintre frați, probabil că sunt obosiți sau surorile noastre. Dar important este că în această dimineață suntem înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie binecuvântat. Și suntem dornici pentru a privi cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie înălțat în această dimineață. Am citit din Isaia, capitolul 9, o profeție a lui Dumnezeu, trimisă tuturor oamenilor de pe vremea aceea, a celor care au trăit pe vremea Domnului Iisus Hristos și valabilă pentru noi astăzi, pe care noi sărbătorim, nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Mi-am pus întrebarea, stând acolo pe scaun, dacă toate lucrurile sunt scrise în Biblie, toate minunile, toate lucrările lui Dumnezeu, toată activitatea Domnului Iisus Hristos, oare de ce n-a scris și ziua în care s-a născut Domnul Iisus Hristos? De ce nu s-a scris ziua, luna, anul? Dacă totul s-a scris. Vedeți dumneavoastră, ascultam o mărturie zilele acestea despre un om care spunea cum sărbătorea în felul lumii când era ziua lui de naștere și era mic. Părinții sărbătoreau ziua lui de naștere, chemau prietenii la ei în casă. Și după ce chemau prietenii, beau, mâncau, se veselau, dar de fapt sărbătoritul era într-o altă cameră închis acolo, se juca copilul și de astfel ei sărbătoreau în felul lor și presupuneau că ei sărbătoresc sărbătoritul, dar de fapt sărbătoritul nu era în centrul atenției. Și mi se pare că în felul acesta oamenii în zilele de azi sărbătoresc. Adică dacă motivul sărbătorii noastre ar fi Hristos
și este Hristos. Ar fi trebuit ca să dăm la o parte toate activitățile noastre. Totul ceea ce poate să ne împiedice, să ne distragă atenția de prezența lui Dumnezeu și în centrul atenției să fie doar Iisus Hristos. Dumnezeu să fie binecuvântat. Am citit aceste versete din Isaia care zice: totuși întunericul nu va împărți veșnic pe pământ, în care acum este necaz. Poporul Israel era robit mulți ani, ori de câte ori se îndepărta de Dumnezeu, vinea un alt popor peste el. Dacă vă aduceți aminte, în Cartea Judecător, capitolul 6, versetul 2, zice că mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel, că ca să scapă de copii lui Madian, Israel fugea în văgăunile munților, în peșteri, în stânci întărite. De ce? Pentru că întunericul apăsa asupra lor. Dar nu numai mâna dușmanului apăsa asupra lor, și ni se spunea că și păcatul apăsa asupra lor. Și în urmă cu 700 de ani, profetul Isaia profețește această profeție că totuși întunericul nu va împrăștia veșnic peste copiii lui Israel. Va răsări o lumină, va veni un toiac de cărmuire, ni se va naște un copil, un fiu. Și mi-am pus întrebarea în versetul 6, de ce au spus că ni s-a născut un fiu și ni s-a dat un copil și ni s-a dat un fiu? Sunt două lucruri, un copil și un fiu. Pentru că aici arată umanitatea Domnului Iisus Hristos când ni se spune că ni s-a născut un fiu, un copil. Arată umanitatea Domnului Iisus Hristos în care s-a născut printr-o femeie cu ajutorul Duhului Sfânt. Și ni s-a dat un fiu, arată dumnezeirea Lui pe pământ prin lucrările pe care El le-a făcut. Și dacă privim în versetul 6, arată câteva nume pe care Domnul Iisus Hristos le poartă pe pământ, care descrie sau arată modul lucrării Lui. Sunt câteva caracteristici în care arată divinitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Domnului. Țara lui Zabulon și a lui Neftali era teritoriul de nord a Israelului, care fusese disprețuit de invadator, care va fi încununat cu glorie și cu slavă atunci când se va naște Domnul Iisus Hristos. În Matei capitolul 4, versetul 13, 14, 15, dacă aceste versete arată în Vechiul Testament, priviți ce zice în Noul Testament când s-a născut Domnul Iisus Hristos. A părăsit Nazaretul și a venit și a locuit în Capernaum, lângă Marea, în ținutul lui Zabulon și Neftali, versetul 14. Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zicea, următorul verset: țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordanul Galilei, neamurilor. Versetul 16. Norodul acesta care zăcea unde? În întuneric a văzut o mare lumină și peste cei ce zăcea și umblau în umbra morții a răsărit o lumină. Despre care lumină vorbește profetul aici? Despre lumina nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Și apoi el zice Galileea neamurilor, adică locul unde și-a petrecut Iisus copilăria, locul unde Iisus Hristos s-a născut. Și vrea să mă leg de versetul 6 în această dimineață, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umerii lui, îl vor numi minunat. Știți cum trebuie să fie biserica Domnului Iisus Hristos? Știți cum trebuie să fie familia numită? Știți cum trebuie să fim noi numiți în societatea Angliei în care trăim, în România, în Germania, în Spania, în Franța, oriunde trăim noi? Noi trebuie să fim numiți oameni minunați. Dar de ce? Pentru că El a fost numit minunat. Îl vor numi minunat. De ce l-au numit minunat oamenii pe vremea când Domnul Iisus Hristos s-a născut? Te rog să afișezi Luca capitolul 2, versetul 40 și apoi versetul 52. Îl vor numi minunat. Iar pruncul creștea și se întărea. Era plin de înțelepciunea și harul lui Dumnezeu era peste el. Versetul 52.
Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu, dar nu numai înaintea lui Dumnezeu, și înaintea oamenilor. Înaintea oamenilor, Matei, capitolul 13, versetul 54, era plăcut înaintea lui Dumnezeu, dar și înaintea oamenilor. A venit în patria sa și a început să învețe pe oameni în sinagogi. Așa că cei ce l-auzeau se mirau și ziceau, de unde are el înțelepciunea și minunile acestea? Sunt unii oameni care spun, nu contează să mă aplaudă oamenii, nu contează să fii plăcut înaintea oamenilor, important este să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu. Te contrazic aici. Domnul Iisus Hristos a spus, voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului, îl vor numi minunat și pe aceea în care inima lor s-a născut Iisus Hristos, va trebui să se numească minunați. De ce a fost numit minunat Domnul Iisus Hristos? Prin caracteristica lucrării lui pe pământ. El creștea în statură, el creștea fizic, el creștea în înțelepciune, harul lui Dumnezeu era peste el, omul acesta când vorbea, vorbea ca unul care are putere, omul acesta când predica, vorbea ca unul care are ungere, omul acesta când vorbea, deschidea ochii orbilor, omul acesta a înviat morții, el a dat tămăduire, el a primit închinarea, în fața lui se aplece cei genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ și toată biserica va trebui să ia modelul lui și anume îl vor numi minunat. Este o minune în casa ta nașterea Domnului Iisus? Privesc la unii dintre noi și suntem o minune. De ce spun lucrul acesta? Pentru că ceea ce n-a putut să facă poliția, ceea ce n-a putut să facă școala, instituția, părinții de multe ori, pentru că a fost părinți care a venit la mine și a spus, ocupă-te de fiul meu. Și a spus, nu mai putea să mă ocup de fiul tău mai mult ca tine, dar în schimb împreună, lăsându-l pe Dumnezeu, îl va schimba. Pentru că ceea ce poate să schimbe pe copiii noștri este cuvântul lui Dumnezeu, este Duhul lui Dumnezeu și, și în ultimul rând este și mărturia noastră. Pentru că copiii nu vor face altceva decât ceea ce vor vedea la noi. Eu vă spun din experiență. Copiii vor citi Biblia dacă își vor vedea tatăl că citește Biblia. Fetele, să nu credeți că vor începe să cânte dacă mama lor vor sta 24 sau 12 ore cu telecomanda. Îl vor numi minunat. Frați și surori, chemarea creștinului este să crească în maturitate și în fapte bune. Noi trebuie să fim o minune. Oriunde vom merge, în orice casă veți intra, zicea Domnul Iisus Hristos, în orice casă veți intra, să rămâneți acolo. N-am înțeles mult timp acest verset. În orice casă veți intra, să rămâneți acolo, să mâncați tot ce vi se pune pe masă. Adică un copil al lui Dumnezeu, un slujitor al lui Dumnezeu, nu trebuie să facă mofturi, pretenții. În orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca. Nu căuta să schimb camera, nu căuta să schimb locul. Am experimentat lucrul acesta cu mulți ani în urmă. Ne-am dus în misiune în Oltenia. Grea mai mulți frastrine, piții aici, îi martor. Era piții, am fost eu, Florin, fratele Papa, frații care cântă, era Tene, Leo. Și ne-am dus acolo și noi mergem în misiune, este și fratele Gheorghe Iași Bostan, a fost cu noi, mi-aduc aminte. Mergem în misiune, când ne-am dus în misiune, unde să dormim? În pod. Având niște saltele și am dormit în pod. Și am înțeles versetul, când veți intra într-o casă, rămâneți acolo până veți pleca. Nu căuta să schimb locul, băi, eu nu dorm aici. Că am făcut odată așa, în Bistrița, ne-am dus în lucrare, un om mare. Un mare om, un fost interlop al Clujului. Și când ne-am dus, băi, eu merg cu el, că ăsta unde doarme, doarme bine. Și am ales o mașină care, cum zicem noi, așa, mai neînsemnați. Ăștia-s mai neînsemnați. Chiar și mașina lor era mai neînsemnată. Era înmatriculată de Bulgaria, o mașină veche. Era și fratele Vasile Moldoveanu cu noi, țin minte. Și ne-am dus și noi toți după ăsta, după fostul interlop, fratele nostru, ăsta unde doarme, doarme bine.
Și cine merge la prima casă? Nimeni nu merge. Este un frate în parcare, cine să meargă după el? Bă, da, cine să meargă? Noi mergem cu asta. Și frații care au avut mașina cu numărul de Bulgaria spun, mergem noi. Mergem noi. Era și cum natul meu par, dar nu știu dacă e în adunare, știe că e un carul aici. Mergem noi. E, mergem noi, mă, mai bătrân, mai așa. Vreau să vă spun că cel mai bine au picat ei. Când au ajuns la fața porții, s-au deschis poarta prin telecomandă. Era o vilă. Bă, fiecare la camera lui, prosoape, tot micul dejun, dimineața pregătit. Vă spun ceva? Cel mai rău am picat eu. Mai rău ca mine a picat altul. Că n-a avut unde să mai doarmă el. În orice casă veți intra, să rămâneți acolo și să mâncați tot ce vi se pune pe masă. Nu căutați să faceți mofturi. Pentru că numai asta vom fi o minune. Astăzi suntem pretențioși, mofturoși. Nu ne mai ajunge una, nu ne mai ajunge alta. Spunea un tânăr, păi nu mai vă victimizați că ați dus-o greu voi, generația voastră. Păi chiar noi am dus-o rău. Noi am dus-o rău. Și am bucat să fac așa o bășcălie cu mine. Nu mai victimizați că ați dus-o rău voi. Păi noi am dus-o rău, dar voi ce ați făcut? Vă trebuie numai excursii. Vă trebuie numai excursii. Poze pe Facebook, care de mai care mâncăruri. Postim mâncăruri pe Facebook, la mese, cu prietenii noștri. Și nu știți că în România sunt oameni care n-au ce mânca. Aruncăm o grămadă de mâncare. Noi trebuie să fim o minune și ca să fii o minune trebuie să faci și tu o minune. Iisus a fost o minune și drept că a fost o minune, El a făcut multe minuni. Una din minunile care le-a făcut este că tu ești aici și eu sunt aici. Dumnezeu să fie binecuvântat. N-ai vrea să fii și tu o minune începând din dimineața aceasta? Mi-am propus anul care vine să fiu o minune. Atâta vreme cât voi sta înaintea și în mâna lui Dumnezeu, voi străluci să fiu o minune, dar nu pentru mine vreau să fiu o minune, vreau să fiu o minune pentru alții. Un cuvânt simplu poate să ridice pe cel mai căzut om. E o minune, omule, e o minune, e o minune. Dumnezeu să fie binecuvântat. Îl vor numi sfetnic. Datorită conducerii lui, care urma să conducă, orice împărat la curtea lui a avut un sfetnic care se sfătuia cu el. Aduceți-vă aminte de împăratul Nebucadnețar, aduceți-vă aminte de Belșațar, aduceți-vă aminte de Faraon când a avut visurile acelea, o chemat pe înțelepți de pe vremea lui să decifreze visul. El n-a avut nevoie de o mână omenească. El a fost numit sfetnic datorită conducerii lui, datorită înțelepciunii lui. El nu avea nevoie de cineva să-l învețe cum se conducă. Pentru că Luca 2:40 ziceam că în el era o înțelepciune dumnezeiască. Iar pruncul creștea și înțântărea și era plin de înțelepciune. De unde? De la Dumnezeu. La vârsta de 12 ani s-a pus să stea la discuție cu mari învățat și nu putea stea în fața înțelepciunii lui. Dar de ce? Pentru că el nu mai era copil, el era fiu, adică Dumnezeu. Te rog să pui Ioan 7, versetul 46. Aprozii au răspuns că a fost trimis să-l prinde pe Iisus. Preoții l-au trimis aprozii să-l prinde pe Iisus. Și observați
ce răspund aprozii preoților. Niciodată n-a vorbit vreun om ca acesta. Matei 7:29. Niciodată n-a vorbit un om ca acesta. Dar cum vorbea el? Că el învăța ca unul care avea ce? Putere! Nu cum învăța cărturarii, Luca 5:17. El învăța ca unul care a avut putere. Într-una din zile Iisus învăța pe noroade. Niște farisei și învățători a legii care venise din toate satele Galilei și Iudei și din Ierusalim stăteau acolo. Iar puterea Domnului era cu el pentru ce? Ca să vindece. El era un sfeșnic, un învățat, un om plin de înțelepciunea dumnezeiască, pentru că el vorbea ca unul care are putere. Chemarea Bisericii 2022 este una care are putere. Când vorbești cu cineva, inima lui să se vindece, pentru că dincolo că ești o minune, tu trebuie să fii un sfeșnic în casa ta și în casa lui Dumnezeu. Ia aduceți-vă în mintea dumneavoastră, dacă fiecare aduce câte un sfeșnic aici, luminează și facem o flacără mare și nici o putere a întunericului nu mai are acces, pentru că toate sfeșnicele sunt aici care luminează și devine o mare lumină. Norodul care zăcea în întuneric, în umbra morții, a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în întuneric a răsărit lumina. El nu mai e printre noi fizic vorbind, dar a rămas biserica lui. Vrei să fii un sfeșnic? Dumnezeu să te binecuvânteze în această dimineață. Dumnezeu tare, adică cel care n-a pierdut nicio luptă. A fost un moment în viața dumneavoastră când a spus: bă, m-am luptat atât de mult, m-am epuizat, nu mai pot. El niciodată n-a pierdut nicio luptă. Când Irod a vrut să omoare de mic, în Matei 2 relatează versetul 13 și 16, când Irod a văzut că a fost înșelat de magi, zice cuvântul lui Dumnezeu că i s-a arătat un înger și a spus: ia pruncul și pleacă și pe mama lui și fugi în Egipt și rămâi acolo, căci Irod are să caută pruncul. De ce? Ca să-l omoare. Și versetul 16 zice în felul următor: atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii. Dumnezeu cel tare, când Irod a vrut să-l omoare încă din pruncie, el a scăpat prin puterea lui Dumnezeu, pentru că el era Dumnezeu. Când oamenii, când iudeii, când preoții au vrut să-l arunce despre sprincianea muntelui, Luca 4:28-29, a scăpat. Nu că a fugit ca și un laș, dar peste el era puterea lui Dumnezeu. Tot din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie, versetul 29, și s-au sculat, l-au scos din cetate și l-au dus unde? Până în sprinceana muntelui pe care le-a zidit de cetatea lor, ca să-l arunce în prăpastie. A scăpat. Dumnezeu cel tare, când diavolul a crezut convins că a pierdut lupta Iisus, pentru că asta spunea în Geneza 3:15, o profeție minunată care este valabilă astăzi și pe care noi o sărbătorim, Geneza 3:15. Vrăjmășii voi pune între tine și femeia, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Știi ce zice în Luca 23:46? Când diavolul a crezut că sufletul lui îl va lua el, Iisus a strigat cu glas tare: Tată, unde și-a încredințat Duhul Domnului Iisus? În mâinile Tatălui. El este Dumnezeu tare, cel puternic, cel care n-a pierdut nicio luptă. Și dacă în dimineața aceasta suntem în picioare și dacă la încheiere de an suntem puternici, vreau să vă spun ceva: nu suntem prin eforturile noastre, suntem prin Cel care se numește Dumnezeu cel tare. De ce ne-ai picat? M-a sunat un verișor de-al meu, cel care
am ajutat pe fratele lui cu operația de cancer ce a fost în Turcia, ce a fost operată sora noastră, țăranca, ce i-a tăiat sânul, a avut cancer. Soțul ei acum este diagnosticat cancer la pancreas. Și soțul și soția. Din perspectiva lumii, când auzi o astfel de veste, parcă nebunești. Dar dacă mai ești în picioare, este că Dumnezeu cel tare este cel care îl sprijină pe om. Când a vrut să-l omoare pe David, împroșcând cu pietre, David s-a îmbărbătat, știți cum? Sprijinându-se pe Domnul. Pentru că cel care nu se clatine niciodată este Domnul. Dumnezeu să fie binecuvântat. Părintele veșnicilor! De ce? Pentru că dacă oamenii au crezut că el a murit, a intrat într-un mormânt, el a înviat și este etern. Psalmul 90 este o rugăciune a omului lui Dumnezeu, Moise, care arată eternitatea lui Dumnezeu. Și spune, Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost, din neam în neam. Înainte ca să fi născut munții și înainte ca să facă pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. El n-are nici început, dar n-are nici sfârșit. Noi avem început și El dorește ca noi să nu mai avem sfârșit. Dar știți când? Când vom îl accepta pe El în inima noastră și vom trăi cu El în fiecare zi, vom ajunge să fim o eternitate cu Dumnezeu. De aceea este numit Părintele Veșnicilor. Adică n-are nici început, nici sfârșit. Și El vrea ca biserica să fie în eternitate. Și închei rugându-ne, Domn al păcii, Cel care are pacea, Cel care aduce pacea lumii și bucuria. Slavă lui Dumnezeu, Luca 2:14, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. De ce unii oameni n-au pace? Să zic un cuvânt? S-ar putea că nu sunt plăcuți Lui. Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Ți-ai pus întrebarea dacă ești plăcut lui Dumnezeu? Mi-am pus întrebarea dacă sunt plăcut lui Dumnezeu. Prin ceea ce vorbesc, prin ceea ce gândesc, prin ceea ce unde privesc, prin ceea ce fac, mi-am pus întrebarea dacă sunt plăcut lui Dumnezeu? De aia s-ar putea câteodată nu am pace, pentru că nu fac lucrurile care sunt plăcute lui Dumnezeu. Și lucrurile care nu sunt plăcute lui Dumnezeu îndepărtează pacea lui Dumnezeu din casa noastră. Știți versetul care l-am spus și ieri și joi? Eu mă culc și adorm în pace, pentru că numai Tu, Doamne, îmi dai liniștea pe deplină în locuința mea. Frați și surori, noi n-avem nevoie de mai mulți bani. Noi n-avem nevoie să ne umplem mesele mai mult sau frigiderele. Noi n-avem nevoie să ne schimbăm garderoba. Noi n-avem nevoie să ne schimbăm mașina. Noi avem nevoie de pace. Și această pace ne-o va da El numai atunci când vom fi plăcuți Lui. Mă repet, ți-ai pus întrebarea dacă ești plăcut lui Dumnezeu? Sau dacă ai fost plăcut lui Dumnezeu anul acesta? Dacă n-ai fost plăcut lui Dumnezeu anul acesta, este răspunsul că datorită acestui lucru nu a existat pace în inima ta, pentru că de multe ori facem lucrurile care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și când facem lucruri de care nu sunt după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu se îndepărtează. El este pacea noastră care din doi a făcut unul, spuneam. De aceea va trebui să ne rugăm în această dimineață și vă invit să stăm ridicați în picioare. Te rog să pui Marcu 9:50. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde, noi tot îl interpretăm gustul. Dar observați ce zice versetul 50.
Dacă sare, aș pierde ce? Puterea de a sări. Mai ai putere să dai gust? Că aici e secretul. Nu gustul, puterea de a da gust. Să ai putere să treci, să ierți, să birui. Să ai putere să nu păcătuiești. Și deși se spunea prin Daniel, la timpul de rugăciune, joi, să ai putere să te înalți și să nu te înalți, să ai putere să poți să faci rău și să nu faci. Asta e adevărata biruință. Dumnezeu să ne ajute. Intrăm în rugăciune și căutăm fața lui Dumnezeu. Roagă-te așa cum Duhul lui Dumnezeu te va îndemna.